Salut! Astăzi mă aflu în Gara de Nord din București și voi merge într-o nouă călătorie cu trenul. De data aceasta voi merge cu trenul privat Softronic spre Brașov, cu rama Hyperion de fabricație românească. De-abia aștept să văd cum e, este prima dată când voi merge cu acest automotor și cu această companie. Din ultima mea vizită de la Gara de Nord din București pot spune că lucrurile s-au îmbunătățit. Ultima dată am fost în 2014 sau 2015, dacă mi-aduc bine aminte. Totuși, mai e loc de îmbunătățiri. La partea de toalete, poate curățenie un picuț, ar fi loc, dar sunt totuși niște progrese și nu pot să le ignor. Văd că încă s-a păstrat marea tabelă cu toate sosirile și toate plecările din gara din București. Îmi place asta și arată interesant pentru noi pasionații și nu numai. Trenul cu care voi merge astăzi vine de la Craiova și merge spre Brașov. Deja vedem că are o întârziere de 20 de minute, nu foarte mare, și cu siguranță va pleca întârziat din București Nord. Observăm pe tabelă că din gara de Nord pleacă destul de des și trenul spre aeroport. Altceva ar mai fi de menționat. Există magazine, supermarketuri, McDonald's, KFC, locuri de băut cafeaua, conexiune la autobuze, la tramvaie, la tramvaie și la metrou, M1, M4. Cam asta ar fi, cam așa arată gara București Nord. Într-o zi de vineri, dimineață, la ora 9. Și acesta este trenul cu care voi merge astăzi la Brașov. Este un tren, cum am spus, românesc, destul de modern, se numește Hyperion, e produs în România chiar de către Softronic, compania care operează Softrans. Chiar sunt curios să văd cum este în interior și cum este călătoria cu acest tren. De-abia aștept. Se pare că vor fi destul de mulți călători care se urcă din București Nord și trenul va fi destul de plin. Și inițial chiar nu mă mir acest lucru, având în vedere că trenul costă mai puțin decât un tren interregio de la CFR și face cam tot atât, 2 ore 30 aproximativ. Deci de asta cred că e așa de popular. Acum să vedem dacă e și întemeiat și dacă raportul calitate-preț chiar este unul bun. Am reușit să mă așez la locul meu, 61 la geam. Putem observa că sunt și oameni în picioare, iar toate locurile sunt ocupate pe scaun, cel puțin în zona mea de vagon. Și acum un mic tur al locului. Se poate observa că e destul de strâmt, eu stau cu picioarele efectiv în scaunul din față. Scaunul are și o măsuță, mi se pare că scaun de tip autocar, spațiul la picioare este mic și sincer avem și prize, dar nu am putut să vi le arăt, sunt cumva în partea din dreapta deasupra geamului, două prize. Mi-a fost cam greu pentru că aveam un pasager lângă mine și dacă încercam să filmez, practic mă împingeam în el, de spațiu este destul de mic. Asta ar fi un minus, cel puțin pentru mine, la scaunele tip avion. Există și scaune puse față în față, așa că cred că e mai mult loc. Dar, un aspect pozitiv, există curățenie, e curat. Cam așa se prezintă un scaun la clasa a doua. Cam aceasta este situația sinceră și onestă din punctul meu de vedere. În timp ce trenul părăsește gara de Nord din București, aș dori să vorbim puțin despre costul biletului, rută și rangul lui. Un bilet la clasa a doua, pentru adult, fără nicio reducere, mă costă 29 de lei, cu rezervare inclusă. El costă doar atât, deoarece trenul Softrans are rangul Regio Express și asta înseamnă un plan tarifar mai mic față de un tren interregio. Avantajul acestui tren este că face doar 2 ore jumate, aproximativ la fel ca un tren interregio. De aceea el este și destul de popular, după cum se poate vedea, el este plin. Biletele se pot cumpăra online și plăti online sau doar rezerva și plăti în tren pe baza rezervării sau chiar și fără rezervare, doar atunci nu ai un loc al tău și trebuie să te așezi pe locurile libere. După cum putem observa, trenul de astăzi a fost plin și nu aș recomanda să-l luați fără rezervare. Dacă vrei să vezi cum poți să cumperi bilet online la Softrans, aveți în descriere link către un tutorial pe care l-am făcut recent. Eu am preferat să-mi iau biletul și să-l și plătesc online exact atunci.
Observăm câteva vagoane CFR nefolosite și retrase. Ele nu sunt foarte vechi, iar cu o mică modernizare ar putea fi puse pe traseu și ar oferi un confort foarte bun pentru călători. Din păcate, nu se face asta. Management defectos sau lipsă de voință, incompetență, nu știu. Trenul a părăsit Bucureștiul și ne îndreptăm spre prima noastră oprire cu viteză Ploiești Vest. Și acum, în timp ce ieșim din Ploiești, vreau să vă arăt un mic ghid, un mic sfat despre cum să vă alegeți locurile în tren. Putem observa pe ecran locul meu 61, așa arată la locurile unul după altul ca în autocar. Dunga roșie înseamnă faptul că e o masă și locurile acelea sunt față în față, iar locurile 54, 59 și 53, 60 sunt tot față în față, dar fără masă. Și ușor, ușor ne apropiem de munții Carpați, în drumul nostru spre Brașov, noi vom traversa acești munți, vedem că au și zăpadă, peisajele vor fi foarte frumoase. Vreau să menționez că trenul va opri și inclusiv în stațiunile de pe Valea Prahovei, Sinaia, Bușteni, Azuga și Predeal, de aceea am și văzut destul de multe familii cu copii care mergeau la stațiuni, o excursie de weekend. Și acest tren cred că este o opțiune foarte bună pentru ei, rapid și destul de confortabil. Și destul de prietenos cu bugetul, fără a mai trebui să stai în trafic cu mașina. Și acum, până la Brașov, tot ce am de făcut este să mă uit pe geam și să mă bucur de peisajele alpine minunate. Dacă urmărești un video de-al meu pentru prima dată și încă te mai uiți la el și acum la 6-7 minute, te invit să te abonezi la canalul meu pentru că voi mai posta filmulețe feroviare și cred că te vor interesa și așa vei ști când le postez. De asemenea, dacă te uiți la mine de mai de mult timp, dar încă nu te-ai abonat, de asemenea, ca să-ți fie mai ușor să afli aventurile mele, te invit să te abonezi de asemenea. Mulțumesc! Și trenul se apropie de Brașov, intrăm acum în localitate și este timpul să sumarizăm această călătorie și să vedem concluziile. Chiar dacă trenul acum nu mai este așa de plin, lumea coborând în stațiunile din Valea Prahovei, acest tren este destul de popular și pot să-mi dau seama și de ce. Este curat, destul de modern, iar prețurile sunt mici. Având un rang de Regio Express, totuși trenul merge destul de repede comparativ cu un tren interregio de la CFR.
Și aici vreau să insist asupra curățeniei. Am mai auzit, am mai tras cu urechea în tren și mulți călători cumva discutau între ei și spuneau că aleg acest tren pentru că este curat, dar și pentru prețul pe care îl are, bineînțeles. Raportul calitate-preț este unul bun. Ca și minus e faptul că e un loc destul de mic la picioare, iar persoanele mai înalte sau cu picioarele mai lungi ca și mine vor avea mici probleme. Din păcate, la baie nu am apucat să merg, trenul fiind plin și când am ajuns în Brașov, trenul a plecat imediat spre revizie. Ce aș mai vrea să menționez e faptul că peisajele sunt foarte frumoase, nu am reușit să le arăt cum trebuie, dar pot să spun că merită. De asemenea, în următoarele videouri voi pune un video cu trenul CFR în care voi avea imagini mai bune stând pe partea cealaltă a mersului, a sesului de mers. Deci vă invit să așteptați și să vizionați și acel video. În concluzie, cred că este un tren bun și înțeleg de ce lumea apelează la el, chiar și familiile cu copii, au fost plin de familii cu copii, puțin gălăgioși, de aceea am și pus muzică în momentul în care v-am arătat peisaje de pe Valea Prahovei, dar nu mă deranjează acest lucru, este normal să se întâmple și de așteptat, nu mă plâng, numai că ar fi fost destul de deranjant în video să se aude. În consecință, recomand acest tren. Vreau să încerc și celelalte trenuri private și CFR de pe această rută. Sunt curios ce pot oferi, dar la primă vedere concurența chiar este benefică și condițiile sunt peste media României de pe alte rute. Și aceasta a fost și călătoria cu trenul privat Softrans. Din păcate nu am mai apucat să filmez la ieșire trenul pentru că foarte, foarte repede a plecat de la peron, probabil spre revizie sau spre o pauză. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut și ne vedem în următorul video. Ciao, ciao!